Știm cu toții că eșecul este o parte a succesului, dar nimeni nu vrea să vorbească despre el. Dacă eșecul este atât de important, de ce nu vorbim despre el? Este eșecul cheia către succes? Putem avea succes fără să eșuăm? Vom afla de la invitații noștri cum transformăm eșecul într-o experiență a procesului de învățare și cum folosim inteligent eșecul pentru a genera succes în următoarele proiecte. Pentru unii eșecul este o catastrofă, pentru alții este un dar, pentru că ne dă ocazia să devenim mai buni și să învățăm ceva despre noi. Unii îl trec la câștiguri, alții îl trec la pierderi. Pentru unii e o oportunitate de a da vina pe alții, așa, pentru propriile lor erori. Pentru alții este o oportunitate de a crește. Așa că, din punctul meu de vedere, atunci când vorbesc despre eșec, este modalitatea prin care fiecare alege cum percepe o nerealizare. Și când ne gândim la nerealizări, sigur că paleta este multiplă. Poate fi neîmplinirea unui obiectiv de business sau de carieră sau neîmplinirea unei așteptări legate de evoluția noastră ca persoană sau ca profesionist. Poate fi o nemulțumire sau o nerealizare legată de o comunitate sau de ce de întreagă națiune, dacă este să extindem cercul ăsta și mai mult. Și sigur că dacă e să ne aruncăm un ochi în biografiile oamenilor celebri, o să vedem că întotdeauna există și fragmente despre eșec. Și îmi vin în minte câteva. Iris Apple, care se autointitulează așa cea mai tânără adolescentă în viață, la 99 de ani, spune că "You will fail only if you'll not try." Deci, numai dacă nu încercăm, atunci vorbim despre eșec. Robert Kiyosaki spune că câteodată învățăm, câteodată câștigăm, da, la fel, pentru că îl percepe ca pe o lecție. Dar exemplul care îmi rămâne mie în minte și l-am mai folosit uneori în discursurile mele e legat de o reclamă făcută de Michael Jordan, care spune frumos așa din viața lui, spune că am ratat peste 9000 de lovituri la coș, am pierdut peste 300 de meciuri cu echipa mea, de 26 de ori mi s-a dat șansa să lovesc, să dau lovitura de grație pentru echipa mea și am ratat. Și am ratat iar și iar și asta mă face profesionistul de succes care sunt astăzi. Deci până la urmă, ca să trag o concluzie, este o alegere, apropo de modul în care percepem eșecul, modul în care îl internalizăm și modul în care decidem să acționăm după ce ne luăm în plex lovitura respectivă, și trebuie de asemenea să ne autoeducăm că nu este opusul succesului, ci că face parte din el. Am spus-o adesea și mai repet, au spus-o și alții, în momentul în care o să învățăm că face parte din succesul nostru, din efortul nostru de a fi mai buni, atunci poate că nici în România eșecul nu va mai fi un subiect tabu, pentru că este. Există o poveste, un exemplu folosit adesea de mulți. Povestea cu groapa. Da? Un om merge pe o stradă, se împiedică, cade într-o groapă și se accidentează, își rupe piciorul. Peste un an de zile merge pe aceeași stradă, se împiedică, scade, își rupe piciorul. Mai trece ceva timp, trece prin aceeași stradă, aceeași groapă, același accident. A patra oară începe să recunoască semnalele, se prinde că e o groapă, o ocolește cu grijă și merge mai departe. Cred că uneori învățăm de la prima căzătură și ne asumăm lecția și mergem mai departe și devenim mai buni din cauza acestei întâmplări. Alteori avem nevoie să cădem mai des până ne asumăm lecția. Deci, din punctul meu de vedere, eșecul este important pentru că te ajută să progresezi. Din experiența personală și din experiența clienților mei, nu învățăm atunci când ne e bine, învățăm atunci când ne doare, atunci când suferim, atunci este procesul ăsta de învățare mai intens. Așa că eșecul este necesar,
dacă ți-l asumi și dacă te uiți cu atenție la lecția pe care o înveți de acolo. Aș răspunde sincer și direct, fără să se supere nimeni pe mine, din lipsă de educație. Dacă este să ne uităm noi, care acum suntem părinți, cum am fost educați, apropo de eșec. Eșecul este rău, eșecul este dezastru, eșecul este egal cu eroarea. Pentru eroare ți se dă peste mână, pentru eroare ești blamat de părinți, de societate, de toți cei din jurul tău, da? Dacă am schimbat însă acest proces de educație și am început de timpuriu prin a le vorbi elevilor despre eșec. Și hai să începem cu eșecul oamenilor faimoși, da? Din păcate, în România nu prea s-a scris despre eșecul românilor faimoși, s-a scris mai mult despre eșecul celor din alte piețe și vorbesc de piața americană. Și sunt exemple cunoscute, da? Ne gândim la Bill Gates. Cât știu că primului business, Trafo Data, a dat faliment, da? Foarte puțin știu. Cât știu că Oprah Winfrey a fost refuzată și s-a spus că nu are flair pentru televiziune și i s-au închis porțile. Cât știu că despre Walt Disney s-a spus că nu este creativ. Cât știu că de Albert Einstein până și tatăl său credea că este un eșec total datorită rezultatelor slabe la învățătură. Cât știu că Edison a avut nevoie de 10.000 de încercări ca să producă acel bec, dar tot el spunea frumos: nu am ratat de 10.000 de ori, doar am explorat 10.000 de posibilități, astfel încât să o găsesc pe cea care funcționează. Da? Deci dacă învățăm să asociem că eșecul până la urmă ne furnizează o lecție și nu-l asociem întotdeauna cu ceva negativ, poate că vom fi mult mai deschiși în a ne privi în oglindă, a ne asesa, a ne internaliza propriile erori și a învăța din ele. Un alt aspect pe care l-aș menționa aici, deci pe lângă educație timpurie, este ceea ce vrem să transmitem copiilor noștri, da? Și spuneam mai devreme că este suficient să te duci la un meci, că e de tenis, că e un fotbal, și să vezi reacțiile părinților atunci când copilul are un eșec. Și înveți foarte mult despre modul în care percepe astăzi societatea românească eșecul. Nu s-a schimbat nimic. Nu s-a schimbat nimic. Ca să se schimbe, e nevoie ca noi părinții să ne educăm, dascălii să se educe, cei care intră în contact cu aceste creiere fragede să se educe și să învețe să transmită altfel lecția eșecului. Pentru că nu este dracul atât de negru până la urmă. Da? Există o lecție de care ne putem profita și putem să avem mai multe beneficii. Pentru că dacă ne-am uitat la eșec, nu numai la efectul imediat, care sigur doare, mi se pare catastrofal, dacă ne-am uitat la eșec cu efectul său pe termen lung, atunci poate că am vedea schimbarea, atunci poate că am vedea îmbunătățirea, atunci poate că am vedea efectul pozitiv. Și atunci modul în care învățăm să ne uităm la propriile erori e important. O a treia dimensiune, tindem să ne gândim la eșecul personal. Totul se învârte în jurul nostru. Când ne gândim la eșec, imediat l-am internalizat și ne gândim la noi. Dar eșecul poate să aibă o altă dimensiune dacă lărgești această sferă, acest cerc, da? Să ieși dincolo de granițele familiei tale, eșecul unei comunități, eșecul unei țări, eșecul unei umanități. Și ne gândim astăzi la ce se întâmplă în Afganistan și la situația fetelor de acolo și așa mai departe. Dacă învățăm să gândim puțin mai mult dincolo de cercul nostru mărunt, s-ar putea să vedem lucrurile altfel și să acționăm altfel, că până la urmă degeaba cădem în groapa aia dacă acțiunile noastre rămân aceleași. Cauzele unui eșec sunt multiple, dar le-aș împărți în două categorii. Sunt cauze ce țin de propria persoană și sunt cauze externe. Cauzele ce țin de propria persoană sunt multiple. Lipsă de pregătire, lipsă de strategie, lipsă de obiectiv, lipsă de determinare, de motivare. Deci pot fi multiple. Da? Odată ce identificăm cu adevărat cauzele, vom învăța să nu mai repetăm eroarea. De asta vorbesc de asumare atunci când vorbim de eșec.
Pe de altă parte, există situații în care ai făcut tot ce puteai să faci, în care te-ai pregătit, în care ai avut o strategie, în care ai făcut tot ce puteai tu să faci, dar contextul a fost total nefavorabil. Pentru că acționând la fel, într-un context total diferit, mi s-a întâmplat, chiar și de experiența mea, să am succes, deși n-am schimbat nimic. Da? Deci acționasem cu aceleași instrumente și cu aceeași determinare. Uneori contextul poate să ne fie defavorabil și trebuie să te gândești și, cu claritate și să-ți asumi ceea ce poți cu adevărat schimba și să fii foarte fer apropo de ceea ce nu poți schimba, pentru că uneori succesul nu ți se datorează ție, deși tindem și suntem foarte talentați în a găsi vinovații în exterior, uneori pur și simplu contextul este defavorabil. Succesul are mai multe ingrediente și asumarea eșecului și învățarea lecțiilor ce decurg din el sunt importante, dar succesul necesită dăruire, necesită perseverență, necesită mult efort, necesită pasiune, motivare, necesită consecvență. Eșecul este un ingredient al succesului tău, nu înseamnă totul din punctul meu de vedere. Eu cred că nu există nicio glorie atunci când te împiedici și cazi. Există glorie atunci când te împiedici și te ridici de fiecare dată. Și atunci cred că sunt foarte puțini oameni de succes care pot spune cu mâna pe inimă că ei nu au căzut. Dar pot povesti foarte frumos despre modul în care s-au ridicat. La evenimentele de public speaking, unde pe vremea când încă se făceau foarte multe evenimente față în față, am observat că, cel puțin în România, cele mai de succes povești erau cele despre eșec. Pentru că oamenii nu sunt obișnuiți să aibă personaje care vin pe scenă și vorbesc cu onestitate despre eșecul lor. Dar ca să ajungi acolo ca profesionist, trebuie să fii cu adevărat mulțumit și să-ți asumi ceea ce e în spatele tău, cu bune și cu rele. În momentul în care stai în fața publicului și ai ceva de împărtășit, practic îți asumi și plusurile tale și minusurile tale și lecțiile tale și ești acolo ca să dăruiești. Și atunci sunt foarte puțini lideri astăzi în România gata să-și asume public eșecurile lor. Nu mă refer numai la leadership-ul politic, mă refer la leadership din diverse organizații multinaționale sau antreprenoriale, pentru că, unu, vine din educație, doi, nu ești mai puțin lider dacă vii în fața oamenilor și spui am greșit. Ești cu adevărat un lider când spui am greșit și uite, asta este ceea ce vom face, asta este reparația, asta este pasul următor. E foarte important să le arăți oamenilor că nu există întotdeauna mai alb, există și negru. Ele vin la pachet. În experiența mea profesională am antrenat multe echipe de lideri la început de drum sau chiar și în zona de middle management și de multe ori un prim pas pe care îl recomandam era să te uiți în oglindă și să ți-l asumi, să nu-l cosmetizezi. Pentru că de multe ori ne spunem în cap o poveste care este versiunea noastră despre adevărul acelui eșec, pentru că nu vrem să vedem eroarea, pentru că nu suntem pregătiți să o vedem. Și atunci un prim pas este să accepți că nu ești perfect, să accepți că ești vulnerabil, să accepți că nu ți este întotdeauna și să te uiți la lecție, la ceea ce e de învățat. 2. Dacă în acel eșec nu ai fost singur, poate că a fost o echipă, poate că au fost mai mulți oameni implicați, e foarte important să existe un dialog și să vedem de ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat și mai ales să ne uităm, nu neapărat să ne punem cenușă în cap, dar să ne uităm care este oportunitatea, pentru că de multe ori după un eșec apar și oportunități și e foarte important să fii pozitiv și să te uiți exact, rațional, care este oportunitatea. 3. E foarte important să atunci când doare mai tare,
să stai de vorbă cu tine și să faci un plan de acțiune. Cum să faci ca să nu te mai regăsești în aceeași situație? Vezi exemplu cu groapa în care cădem constant. Dar cum să faci să ajungi să-ți dezvolți un instinct anti-eșec? Sunt foarte mulți, antrenez foarte mulți profesioniști care vor să treacă de la corporație la antreprenoriat. Și marea lor majoritate eșuează pentru că nu sunt pregătiți să-și gestioneze un potențial eșec. Pentru că nu au în interiorul lor resursele necesare, resorturile necesare în a-și înfrunta propriul eșec. Ori de cele mai multe ori, antreprenoriatul înseamnă și eșec. Ca antreprenor de 8 ani de zile deja pot să spun că în fiecare zi îmi contemplu propriul eșec și spun am opțiunea să am un eșec răsunător în mintea mea sau am opțiunea să merg mai departe și să mă lupt pentru succes. Da? Este un meci pe care îl jucăm zilnic ca antreprenori. Și în ultimul rând, e important să înveți să vezi semnele. Pentru că dacă nu-ți dezvolți acești senzori prin care poți să identifici semnele eșecului, pici în același cerc vicios. Sunt foarte mulți antreprenori, de exemplu, care se îndrăgostesc de o idee și sunt atât de îndrăgostiți de ea încât nu-și dau seama că nimeni nu are nevoie de ideea respectivă, dar ei continuă să meargă în acea direcție. E important să citești semnele. Și asta nu o vezi de la prima încercare, o vezi după ce ai ratat odată, de două ori, de trei ori în business, mai ales ca antreprenor. Întotdeauna am spus că dincolo de eșec este cea mai bună variantă ta și un alt eșec. Pentru că este un cerc vicios, este o evoluție. Deci a ne asuma că sau a anticipa că gata, am ajuns la cea mai bună versiune a mea și deci încolo totul va fi lin și perfect, este o utopie. Nu există așa ceva. Viața este făcută din momente de succes și momente în care ratăm anumite obiective și tot așa. Important este însă cum ieșim din acest joc. Important este cum internalizăm toată această construcție a noastră, da? După tot acest șir de succes, eșec, succes, eșec. Pentru că dacă la final ești la fel de egoist și te gândești doar la cercul tău mic și nu te uiți la cercul mai mare, dacă nu simți că trebuie să dăruiești altora mai mult, comunității tale, țării tale, lumii astea în care te-ai născut, cred că vorbim de un alt fel de eșec atunci. Da? Deci e foarte important la ce scară ducem această evoluție. Așa că după eșec poate să fie cea mai bună versiunea ta, mai ales când simți că ești pe drumul tău. Pentru că din experiența mea, profesioniștii care se regăsesc pe drumul lor, care își împlinesc vocația, menirea, acolo eșecul nu are dimensiuni catastrofale. Acolo vorbim de acel fine-tuning pe care îl faci la abilitățile tale, la ceea ce vrei să livrezi celorlalți și ascensiunea este mult mai, hai să zicem, mult mai ușoară atunci când simți că faci ceea ce ești menit să faci. Universul, asta așa ca o anexă, universul îți mai transmită semnale atunci când ești pe drumul tău, pentru că toate lucrurile se leagă. Vorbeam de context și de faptul că uneori contextul ți este potrivnic. Atunci când faci ceea ce trebuie să faci și ești menit să faci, contextul ți este favorabil și atunci lucrurile ți ies mult mai simplu. Și atunci eșecul rămâne o opțiune, rămâne o constantă, dar nu mai este atât de pregnant ca atunci când toate ușile ți se închid și lucrurile nu ies așa cum ai vrea să-ți iasă. Pentru că poate nu e acela drum. Pentru că n-aș vrea să rămână o expunere așa teoretică despre eșec și oamenii se așteaptă să vorbești practic și despre propriile tale experiențe, știi? Și aș spune că eu, Amalia Stărescu, tot timpul am spus că sunt suma eșecurilor mele, a durerilor mele, a lecțiilor mele de viață, pentru că asta ne construiesc așa mai rapid, mai accelerat. Și da, am învățat din propriile mele eșecuri și atunci când mă gândesc la ele, mă gândesc la eșecul în relații,
Și dacă astăzi am o căsnicie de 18 ani, asta se întâmplă pentru că înainte am ratat glorios și am învățat lecția mare. Când vine vorba de carieră, am învățat că poți să ai cu adevărat succes doar când ești pe drumul tău, pentru că într-o etapă incipientă a vieții mele profesionale, alții au decis drumul meu, pe care am avut puterea să mi-l decid singură și de aici lucrurile au mers altfel. Așa că pentru un părinte, cred că cel mai dureros nu este succesul, nu este eșecul personal, ci este eșecul copiilor tăi, și trebuie să ai foarte multă înțelepciune și foarte mult tact apropo de cum gestionezi eșecul propriului tău copil. Sunt multiple exemple. Ca lider, de exemplu, este foarte dificil atunci când ai antrenat alți lideri, când i-ai mentorat și ei înregistrează un eșec glorios. Iar este o altă fațetă cu care trebuie să te confrunți și să vezi cum internalizezi toată această situație. Una peste alta, eșecul rămâne o constantă a vieții noastre și am face bine să nu-l mai transformăm într-un tabu. Am face bine cei care suntem hârșiți prin viață și prin business să ieșim în față, în fața sufletelor crude, ca să zic așa, și să învățăm, să educăm și să le arătăm o altă perspectivă asupra eșecului și mai ales potențialul de învățare. Cu toții ne așteptăm să reușim în tot ce ne-am propus, dar eșecul este o parte inevitabilă a vieții profesionale, sociale și personale, pe care trebuie să învățăm să o îmbrățișăm dacă vrem să atingem potențialul maxim. Eșecul a contribuit la construirea celor mai mari companii și a celor mai importante averi din întreaga lume și este considerat obiceiul secret al multor antreprenori de succes, sportivi, politicieni și vedete.